divorțul nu este un capăt de lume. Eu mi-am luat un an sabatic de la viață pentru că practic am fost nevoită, nu am planificat asta. Noi înțelegem divorțul ca pe o ruptură care se rezolvă dată cu avocatul, cu partajul, cu custodia și cam asta este tot. Însă divorțul emoțional, ceea ce înseamnă suferința atașată divorțului, este un proces foarte lung și poate fi foarte dureros dacă nu știm cum să-l abordăm corect. M-am confruntat și cu o depresie puternică, a trebuit să-mi caut resurse, terapii complementare, educație, călătorii spirituale și alte medii care să mă susțină în vindecare și în regăsirea mea interioară și în regăsirea mea ca femeie. Când ajungem să ne căsătorim, nu știm exact dacă alegerea pe care am făcut-o a fost bună. De multe ori nu avem aceleași valori. Se poate întâmpla ca valorile noastre să se schimbe de-a lungul drumului. În fiecare an, peste 60.000 de adulți și 17.500 de copii trec prin procesul de divorț în România, dintre care aproximativ 20% în București. Din totalul divorțurilor care au avut loc anul trecut în țara noastră, în 43% din cazuri a fost vorba despre familii cu unul sau mai mulți copii minori în îngrijire. Foarte multe persoane, nu numai femei, ci și bărbați, după divorț trăiesc o dramă. Este o dramă pentru că nu poți să treci atât de ușor peste niște ani în care ai clădit, în care au apărut niște copii, însă pentru mine divorțul a însemnat o eliberare, dar în același timp stigmatizarea societății m-a cufundat într-o depresie de 4 ani de zile. În ciuda societății moderne și actuale în care trăim, oamenii se tem să vorbească despre divorț. De ce? Probabil că încă se consideră o rușine, consideră că normalitatea este să ai o familie cu doi părinți și copii, să ai o familie de cuplu căsătorit. Și asta este o piedică foarte mare. Relația între doi parteneri, creată într-un număr mare de ani, seamănă cu o ființă vie. Ori acea relație, când se rupe, e ca o fractură, e ca atunci când trebuie să suprezi un organ. Copiii sunt cei mai afectați de divorțul părinților, mai ales în lipsa unor măsuri specifice de echilibrare a adulților și de educare în ceea ce privește parentingul după divorț. Cum percep copiii experiența divorțului părinților? Prin ce etape putem spune că trec aceștia? În mod sigur, ei percep experiența divorțului ca pe o traumă. Eu însă provin dintr-o familie cu părinți divorțați și pentru mine a fost o traumă și asta simte un copil când părinții divorțează. Practic, familia, căminul lor se distruge. Și important este cum gestionează părinții această situație, pentru că ei pot agrava această traumă sau, dimpotrivă, îl pot ajuta pe copil să depășească lucrurile mai ușor. Întotdeauna copiii sunt impactați negativ, deoarece există acest divorț emoțional. Un lucru foarte important pe care să nu îl facă părinții este să nu vorbească de rău despre celălalt părinte, despre fostul partener de cuplu. Toți părinții ar trebui să înțeleagă că pentru copil părinții sunt în mod egal importanți. Copiii nu au nicio vină pentru că ei absorb practic aceste emoții ale părinților, iar tot ceea ce un copil simte este de fapt o oglindire a ceea ce simt părinții lui. Poate să însemne divorțul regăsire? Îl putem considera în final un rău necesar? Putem să-l considerăm o transformare interioară, care ulterior se vede și la exterior, pentru că îți oferă timpul necesar și practic te împinge să-ți cauți alte resurse. Asta mi s-a întâmplat mie și prin propria mea călătorie a divorțului m-am regăsit pe mine și asta a fost, cred că, beneficiul major. Un stil de viață alimentar corect ne poate defini starea sufletească, starea de spirit, care știm că în urma divorțului este destul de afectată. Un stil de viață alimentar echilibrat ne poate ajuta să avem o stare sufletească bună, ne crește încrederea în noi,
ne ajută să depășim momentele grele. Am avut de luptat într-adevăr, dar dacă nu conștientizam stările, dacă nu conștientizam depresia 4 ani de zile, care din păcate s-a răsfrânt negativ asupra copiilor mei pentru că nu am știut să-i protejez, n-aș fi ajuns cea de astăzi. Dacă s-au întâmplat lucruri peste care nu se poate trece și cei doi au hotărât cei doi nu se mai înțeleg, soluția de a continua să locuiască împreună doar de dragul copilului nu este una sănătoasă pentru nimeni, nici pentru cei doi, dar mai mult decât atât pentru copil, deoarece copilul va simți tensiunea continuă și permanentă între cei doi și va fi afectat de aceasta. Și se știe că un copil este fericit atunci când părinții lui sunt fericiți. Iar dacă părinții trăiesc alături, într-o nefericire și într-o frustrare continuă, evident, nu sunt fericiți și evident nici copilul nu va fi fericit. În cazul acesta e cel mai bine pentru ei să se despartă, să fie fericiți separat și atunci și copilul va fi fericit separat. Da.